E provocator și n-ai decât de câștigat. Pentru noi, parteneriatele reprezintă puncte de forță. Și de asta exprim aici, din nou, deschiderea vis-a-vis de tot ce înseamnă inițiativă, parteneriat, proiect, colaborare punctuală, sprijin temporar, orice. Suntem deschiși. Eu n-am trecut, mi-am dat acolo adresa de e-mail pe tablă. Dacă sunteți interesați și aveți timp să puteți o luați. Și vă invit foarte călduros să ne contactați. Dacă considerați, la un moment dat, în viața organizației din care vă faceți parte, dacă considerați că există posibilități de cooperare. Noi vom face la fel și noi am luat, sau vă luăm acum, nu? Datele de contact, tocmai în această idee. Am completat dimineața un chestionar, am spus și mai devreme, pentru un organism al Uniunii Europene în care încearcă să evalueze ei implementarea programelor de învățare pe tot parcursul vieții. Și una dintre întrebări, și bănuiesc că nu întâmplător au așezat-o acolo, a fost ce câștigați dumneavoastră instituțional și personal din participarea în proiect. E întrebare dificilă, dar mie mi-au venit două răspunsuri, nu știu dacă sunt simple sau simpliste, dar mi-au venit foarte repede în cap. Expertiză, transfer de expertiză, este principalul beneficiu, pentru că înveți de la toți ceilalți, dacă ești dispus să vezi. Dacă nu ești dispus, nu ești. Exact. Transfer de expertiză, înveți de la ceilalți și relaționare, prieteni, cunoștințe. Suntem o comunitate. Nu degeaba se numește societate civilă. Nu e un partid, e o sintagmă care exprimă mult. Sau ar trebui să exprimă mult, din păcate. Că și în societatea civilă, clivajele sunt direct proporționale cu clivajele din întreaga societate. Și din Republica Moldova și din